Hai, salut, oameni buni! După 5-6 luni de când n-am mai pus un video, sincer n-am avut cu ce. Avem ceva aici, un mic istoric înainte. Am avut... Voi știți că eu sunt cu drujbele mai neobișnuite, nu neapărat cu Stier și cu Husqvarna. Și atunci ce am zis? Am zis că să luăm ceva mai altfel. Oricum eu am avut și Makita, care nu multă lume are Makita. Acum Raul și-a mai luat un Dolmar, dar atâta, care e tot aceeași lucru cu Makita. După aia am avut stilul 261 M-Tronic, care a fost super tare drujba, dar l-am luat în februarie după ce a terminat cu lemle. N-am tăiat nimic cu ea și am vândut-o. Am avut și un Husqvarna, tot profesională, de 50 cm cub, s-a dus și aia. Și acum a rămas fără nicio drujbă, mi-au venit lemnele și mi-am luat o drujbă. Hai, fără alte prezentări, ce avem noi aici, o să mă certe Eugen că folosesc vorba lui, ce avem noi aici. Avem o drujbă. Ce drujbă avem aici? Avem o drujbă Oleomac. O drujbă Oleomac, făcută în Italia. O drujbă destul de mare. O drujbă de 63 de centimetri cubi, are lama Oregon cu vârf schimbabil sau interschimbabil, cum vreți să spuneți. Așa. O drujbă de 4,7 cai, 800 ml rezervor de benzină, 500 de ulei. E o drujbă profesională, toată făcută din metal. Deci din față. Tobă mare, metal, mâneri de metal. Așa. Ce să vă mai arăt acum? Vă arăt filtrul. Filtrul destul de simplu, cam ca la, zici că e o chinezească. Dăm jos un pic. Măcar șuruburile strinse, nu pleacă nicăieri. Bujia, carbu, tot frumos, drujbă nouă, apropo, luat de ProLX, dar fără ulei și fără benzină în ea, drujbă nouă nouță. N-a tăiat nimic, a tăiat puțin ieri. Are vreo 200 de ml de benzină prin ea trecută. Ideea a fost că am avut 3 drujbe de 50 cm și mi-am dat seama că într-adevăr vreau ceva mai mare. O fi asta puțin cam grea, dar o să mă obișnuiesc eu cu ea. De fapt, m-am obișnuit, nu mi se pare nimic greu, sincer. Am tăiat puțin cu ea ieri. Vă arăt totul. De compresor, lanț 3x8, mare, hai să facem mai puțin zoom, lanț 3x8, compresie nebună, hai să ne uităm și aici. Metal. Așa. Lamă, lanț, toate nebunile. Modelul este Oleomag
GS650. Uitați aici, lanț. Pentru care, sincer, sunt cam dezamăgit. O să-mi iau unul la stil. Așa, ce avem noi aici? Avem un ambreiaj interior frumos, metal, protecție, toate nebunile, rotiță motrică, nu steluță, butonul de pornit oprit este multi, ca la stil sau ca la astea noi, stop, shock și on. Iar ca micuță trebuie să facem alta, facem și una exterioară. Cam asta e drujba. De mâine, poi mâine mă bag în ea și revin cu păreri. Multe arcuri, multă amortizare, debit de ulei reglabil, na, tot ce trebuie la o drujbă. Ideea e că, ca să sumarizez așa, nu numai Stihl și Husqvarna fac drujbe în lumea asta. Asta este o drujbă, cum am spus, Oleo Mag GS650, este același model ca și cu EFCO MT6500. EFCO este o firmă veche care face drujbe de mult timp, din Italia, la fel ca și Dolmar din Germania, numai că în România mult numai Stihl și Husqvarna. Eu nu sunt de acord cu așa ceva, eu consider că se poate și altfel. Numai bine, seară faină!